Bună dimineața, dragilor! După un weekend în care am crezut pentru că a venit primăvara, iată că nici începutul de săptămână nu stă mai rău. În vestul, nordul și centrul țării se anunță ploi moderate cantitativ, în restul teritoriului înorările vor fi temporare și ploile în general slabe se vor semnala pe arii restrânse, mai ales noaptea. La munte, îndeosebi în zona înaltă, vor fi precipitații mixte, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, iar temporar și la cote mai reduse și în restul teritoriului. Mergem în partea de nord-vest a teritoriului, unde vom avea un cer acoperit de nori, iar precipitațiile sunt așteptate îndeosebi în jumătatea estică. Maxima zilei va urca astăzi până la 12 grade, atât în Satu Mare cât și în Baia Mare. În Crișana vom avea un cer mai mult noros, dar vom vedea și ceva raze de soare prin sudul teritoriului. Temperaturile de astăzi vor ajunge până la 13 grade în Oradea și 14 grade în Arad. În Banat, dacă în jumătatea de nord vom avea soare, în sud cerul va fi acoperit de nori și nu este exclus să plouă slab. Temperaturile de astăzi vor atinge valori maxime cuprinse între 13 grade în Reșița și 15 grade în Timișoara. În Oltenia ne așteaptă o zi cu cer variabil, ceva ploi slabe prin nord-vest și o temperatură maximă ce va urca astăzi până la 15 grade în mai toate zonele. Mergem în centrul țării, în Transilvania, unde vom avea vreme variată. Va ploua în special în centrul și estul teritoriului, iar soarele se va arăta mai mult în zona de vest. Și aici temperaturile vor fi peste normalul perioadei, maximele vor atinge valori de 7 grade în Miercurea Ciuc și 12 grade în Alba Iulia, Deva și Zalău. În Moldova, vremea pare că a uitat că suntem în februarie și ne aduce un cer variabil și temperaturi ridicate. Se vor înregistra astăzi 12 grade în Suceava, Piatra Neamț și 15 grade în Focșani și în Galați. În Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, vântul va adia slab, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 16 grade, atât în Tulcea cât și în Constanța. În Muntenia putem spune că deja a venit primăvara. Aici vom avea soare generos și temperaturi ce vor ajunge până la 15 grade în Pitești și Brăila și 18 grade în Giurgiu și Călăraci. În capitală ne vom bucura de soarelui și de o maximă termică ce va atinge astăzi 16-17 grade. La această oră termometrele indică undeva la 11 grade, iar soarele este deja prezent la datorie. Cu fiecare zi sper mai mult să vă aduc vestea că vine zăpada, însă se pare că mai am în lucrul acesta, așadar și săptămâna aceasta vin cu ceva înnorări și precipitații care vor fi reduse și cu temperaturi maxime ce ajung până la 18 grade. Atât despre vreme momentan, eu vă doresc un început de săptămână excelent. Dani?